Ceață extrem de densă la Giurgiu de dimineață. În oraș, vizibilitatea a fost foarte scăzută, chiar și sub 50 de metri. De altfel, meteorologii au emis o avertizare de ceață pentru mai multe județe, printre care și Giurgiu, valabilă însă doar între orele 7:25-11. Ceață densă a fost și pe DN5 și drumurile județene, șoferii fiind nevoiți să folosească luminile de ceață. Dar, așa cum se spune în popor, când e ceață dimineața e și cald la prânz. În Giurgiu, săptămâna va debuta cu temperaturi de vară, adică maxime de 26-27 grade Celsius, pentru miercuri fiind prognozată o temperatură și de 31 de grade.